Ce vă referiți? Alianță în ce sens? Voi, de ce să spunem? Dumneavoastră așa simțiți? Da, de ce să... Păi, toată lumea zice că o să avem majoritate. Dumneavoastră la cine vă referiți? Sau e vreun sondaj? Dați-ne o veste proastă dacă eu o știți. Nu țineți pentru dumneavoastră. Nu, atunci hai să mai lămurim un lucru nu direct legat de întrebarea dumneavoastră. Eu am anunțat deja, ca să fie foarte clar, domnul președinte Antonescu a anunțat foarte clar că USL-ul a votat în congresele sale doi candidați, unul pentru funcția de președinte și acela este domnul Crin Antonescu, nu se poate schimba această decizie, și unul pentru funcția de prim-ministru, subsemnatul, cum se spune, da. Subsemnatul, da? Eu am mai anunțat un lucru pentru că se refere imediat la perioada de după 9 decembrie. Nu vreau să fiu și nu o să fiu și nu o să accept ideea de a fi prim-ministru într-o altă majoritate decât USL. Cred că la asta poate eventual vă refereați dumneavoastră. Da? Cu cine? Cu Blaga și cu Dan Diaconescu? Hai să fim serioși. Ei sunt împreună. Cine se aseamănă, se adună. Vă rog. Este posibil. Da, eu sunt. Mă întrebam, când, dacă veți completa Senatul pentru până la ratificarea deciziei Curții Constituționale în cazul Mircea Diaconescu? Este o decizie a Curții Constituționale, al cărei conținut îl cunoaștem în urma comunicatului pe care Curtea l-a dat. Convocarea Senatului, eu am și discutat cu colegii mei din biroul permanent, convocarea Senatului se poate face oficial doar după, și o vom face imediat după, dacă nu s-a și întâmplat ieri, astăzi, apariția în monitorul oficial a acestei hotărâri. Nu știu dacă a apărut, de îndată ce apare, facem convocarea, în principiu, dacă apare, și luni putem să convocăm asta. Adică sunt niște proceduri standard legale pe care, până la ele, le îndeplinim. Domnule prim-ministru, vreau să-mi explicați puțin cu șoseaua de centură. Am reținut că aș plăti mai mult decât era prevederea bugetară. A fost aici directorul general de la CNA-DNR și vă dă toate documentele, i-a dat și președintelui Consiliului Județean, în bugetul întocmit de guvernul domnului Flutur. Pentru șoseaua de centură erau prevăzute 54 de milioane de lei. Până acum s-au efectuat plăți de 77, deci am suplimentat CNA-DNR-ul, nu noi, a suplimentat la rectificare plăți în plus pentru lucrările efectuate și de asemenea a depus deja la Ministerul de Finanțe pentru anul următor mai sunt necesari 68-70 de milioane pentru finalizarea lucrării. Deci povestea cu am tăiat banii de la centură era încă o minciună de-a lui Flutur. Cred că omul nu se poate stăpâni, pur și simplu. Eu când am auzit prima dată, nu știu de ce, l-am mai luat odată în serios și am verificat cifrele și cifrele arată că guvernul pe care îl conduc a alocat mai mulți bani decât a alocase guvernul Boc. Și pentru anul viitor vor fi alocat toți banii pentru finalizarea investiției? Da, se finalizează investiția anul viitor. De-aia v-am spus că suma totală este între 65 și 70 de milioane. Constructorul a discutat cu directorul general al CNA-DNR-ului pentru a pune în bugetul de anul viitor restul sumei în așa fel încât anul viitor se termine centura. Da, și ați amintit în discuții de ITRSV. La Suceava rămâne. Am vorbit cu doamna Rovana Plumb, tot la fel. Dar știți cum încep să mă simt eu? Acum, cum mai trage Flutur o minciună, cum trebuie să o verific? Am întrebat-o pe doamna Plumb, rămâne la Suceava. Nu pleacă domnul la domniței cu ITRSV-ul. Problema e următoarea. Anul viitor trebuie să votăm și la revizuirea Constituției și după aceea toată legislația necesară, un cadru legislativ extrem de complex și de important și domnul Dragnea cred că a apucat să vorbească de acest lucru, trebuie să construim regiunile. Regiunea Nord-Est, probabil regiunea Moldova, dacă aceasta va fi soluția, din punctul meu de vedere, e cel mai posibil. Ce înseamnă organizarea regiunii și toate aceste structuri se duc la regiune, nu mai rămân la guvern, așa încât ce se stabilește în cadrul regiunii, nu mă mai certați pe mine. O să se certe eventual reprezentanții regiunii. Să înțeleg că mergeți în varianta 8 regiuni. În acest moment,
este, să zic, nu e cea mai bună, dar e cea mai posibilă. Pentru că în momentul în care deschidem cutia renegocierilor, nu cred că o mai terminăm niciodată. Măcar cele 8 regiuni, de ceva timp, de ceva ani, funcționează ca regiuni de dezvoltare, avem ADR-urile care pot funcționa ca aparat tehnic al regiunii și asta e propunerea noastră. Nu e bătută în cuie. Dacă există o propunere mai bună, pentru că la Constituție și la formarea regiunilor, eu cred că trebuie să discutăm și cu DMR-ul și cu PDL-ul, cu cine mai e reprezentat în Parlament. Dar asta e propunerea noastră. Dacă va exista o soluție mai bună, nu spun că e bătută în cuie aceasta. Cu proiectul de Constituție aveți draft ceva? Da, avem Comisia USL-ului formată din colegii noștri liberali, social-democrați și conservatori. Am tocmit și de altfel cred că au și prezentat domnul Șova și cu doamna Gorghiu câteva dintre propuneri. Toate lucrurile acestea însă trebuie să meargă în Parlament anul viitor. Ceea ce este foarte important și am văzut că și domnul Blaga a fost de acord cu mine. Anul viitor, până în prima sesiune, este momentul cel mai bun. Avem imediat după alegeri, avem legitimitatea Parlamentului, o să avem o forță puternică, USL-ul, care poate să imprime o anumită direcție și nimeni nu poate să spună că e împotriva cuiva. Că domnul Băsescu o să șterne mandatul cel mai târziu în 2014, nu poate spune că îi facem ceva noi împotriva lui, că lucrurile se aplică de la următorul mandat. Nu începe încă campania electorală între candidatul nostru, domnul Antonescu, și candidatul, alți candidați, care or fi. Deci este un moment și politic pe care dacă îl ratăm după aceea în 2014, iarăși intrăm în an electoral, iarăși un nou mandat. Și da, cred că 2013 este singurul moment în care putem revizui Constituția. Dacă nu-l folosim, ratăm ocazia și nu știu când mai vine, peste câți ani. Domnul, are o Constituție de tip rigid. Știu, deci, că am învățat la drept constituțional. Deci este de tip rigid nu doar pentru că este nevoie de două treimi în Parlament, dar e nevoie după aceea de referendum. A fost modificată în 2010. Da. În afară de regiuni. În ce altă nevoie? Știți foarte bine și când am timp o să mai dau mai multe detalii. În primul rând trebuie să învățăm din crizele politice generate de președintele Băsescu, dar trebuie să punem în Parlament lucruri, în Constituție lucruri foarte clare. Cum se desemnează primul ministru? Care sunt atribuțiile președintelui față de guvern? Care sunt drepturile președintelui față de Parlament? Vedeți că domnul președinte tot trimite tot felul de scrisorice, așa, răvașe la Parlament, deși n-are voie. Care sunt procedurile de desemnare la Curtea Constituțională? Deci toate crizele pe care le-am avut, trebuie să le prevedem o soluție în așa fel încât viitorul președinte, domnul Antonescu și ceilalți care vor fi, viitorii prim-ministri care vor fi după mine, să nu mai aibă acest gen de conflicte. Adică perioada Băsescu este o perioadă de scandaluri și de conflicte, și trebuie să prevedem pentru viitor soluții în Constituție ca să evităm asemenea conflicte. E în avantajul României să nu mai stea blocată de surplusul de personalitate al cuiva care ocupă o funcție publică. Dacă permiteți, separarea atribuțiilor între cele două camere va fi discutată în proiectul de... Da. Da. Și acum nu e o separare de atribuții, ci este o separare doar de decizie. Care este camera decizională? Trebuie să decidem dacă Senatul, așa cum a fost în propunerea noastră, devine un reprezentant al regiunilor, o cameră a regiunilor, și atunci va avea în special zona de legiferare în administrație, dezvoltare regională și dezvoltare administrației, și atunci Camera Deputaților rămâne cu toate celelalte domenii organice. Pentru domnul președinte Antonescu, am o întrebare. Mulțumesc. În celălalt mandat, acuzați practic PDL de a racola primari din opoziție. Acum, candidații USL sunt susținuți de primari PDL. Se pare corect? Păi, nu avem de-a face cu același fenomen. Faptul că niște primari ai PDL găsesc cu cale, apreciază că interesul comun... Sunt mulți, să-i nu numărăm, că sunt mulți, sunt din ce în ce mai mulți.
consideră că trebuie să susțină un candidat sau altul, este opțiunea lor, nu se compară cu racolarea. În afară de acest lucru, ceea ce noi am blamat și cred că principiul rămâne valabil, este că alocările bugetare, că e vorba de alocările guvernamentale, că e vorba de alocările județene, s-au făcut și nu trebuie să mai facă pe criteriul apartenenței politice a primarului. Banii se dau pentru nevoile comunității, nu pentru nevoile și interesele primarului și nu e nimeni de vină într-o comunitate că se poate întâmpla să aibă un primar de altă culoare politică decât guvernul. Asta a fost un lucru nedrept și de altfel generator de probleme și cred că nu trebuie să se repete. Nu, nu, o secundă, numai un pic, că vreau să fac eu precizări. Banii la Suceava i-am dat, indiferent că domnul Lungu era de la PDL sau dacă stă la PDL sau dacă pleacă sau e treaba domniei sale, la rectificare, banii pe care i-am dat la autorități locale au fost pentru arierate, datorii mai vechi de 90 de zile, care în general, întrebați-l pe domnul Nichifor, în general s-au fost mai mulți primari PDL, nu? Care aveau datorii, că lor li s-a dat voie să facă datorie, la noștri nu li s-a dat voie. I-am împărțit pe acest criteriu aprobat de altfel de vechiul guvern și discutat cu FMI-ul. Deci n-am dat nimic și nici nu o să dau nimic că un primar trece dintr-o parte în alta. Acum însă avem 37 de președinți de Consiliu Județene. UDMR-ul are 2, PDL-ul 2. Avem 2300, cred, de primari din 3300. USL-ul este forța care conduce în majoritatea administrațiilor locale și cu atât mai puțin se poate vorbi de discriminări. Da, domnul Lungu nu i-a fost la PNL prima dată? Nu l-a raculat nimeni la PDL? Nu vorbeam despre bani. Nu, atunci n-a fost nicio problemă. Da, memorie bună de asta. Atunci erau simpatizanți PNL, acum sunt simpatizanți. Da, da, asta nu e o întrebare. Iertați-mă, dar nu e o întrebare pe care să mi-o adresați mie. Eu am rămas simpatizant PNL. Mie puteți să-mi adresați că eu am devenit simpatizant PNL de când sunt aliat cu Crin Antonescu, da? Dar n-am uitat cine pe unde mie, a plecat și unde s-a întors. Și mie PNL-ul mi-a devenit mai simpatic. Am văzut cât de generos susține un prim-ministru tânăr și PSD-ist pe deasupra. Deci, este o construcție frumoasă. Vă rog. Da. De la Digi24 sunteți, nu? E corect? A, nu, că mi-a venit la cabinet această întrebare și m-am gândit că mă duc la Roman și o întreb pe doamna Udrea. Și dar cum am văzut legătura? Ați aflat că mă duc la Roman? Am înțeles. Vă promit că merg la Digi24 și vorbesc despre asta. Da? Vă rog, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și secretarul de stat care conduce zona de turism tocmai elaborează pentru dumneavoastră un răspuns. Da? Vă mulțumesc. 2014, dacă, cine dacă, să-l prindă? Dacă Doamne ferește Maia și au avut dreptate cu calculele, nu ne mai prinde pe niciunul. Nu putem să facem profeții din astea și... Cred nu, că haideți să vă răspund foarte serios la întrebarea noastră foarte serioasă. Nu de noi depinde. Depinde de domnul președinte Băsescu acest lucru, în totalitate. Acum, ați văzut că două luni s-a comportat ca un președinte și a prins bine și României și domniei sale. A început campania... Cât de cât. Da, cât de cât. A început campania, acum e în concurență cu domnul Traian Radu Ungureanu. Cine-i purtătorul de cuvânt mai ridicol al campaniei PDL? Constatam împreună cu domnul Antonescu că noi facem campanie, dar numai noi facem campanie. Nu ne-am întâlnit nicăieri prin niciun județ, n-am auzit de niciun meeting, n-am auzit de niciun program al PDL și cum îi mai cheamă. Sigur, asta nu e un caz de supărare. Eu am văzut că USL-ul a crescut în sondaje în ultima săptămână și fac o legătură cu ieșirile președintelui Băsescu. Însă, dacă ajunge în 2014 sau nu, depinde în totalitate de domnia sa. De ce ați simțit să faceți recomandarea?
Pentru că până acum, de fiecare dată când președintele a mers la Bruxelles, n-a informat pe nimeni, nici guvernul, nici parlamentul, n-a spus nimic ce se discută acolo și nici nu ne-a anunțat după ce s-a întors. Ori vreau să vă anunț că miercuri, da? E joi, a început Consiliul European. Miercuri, doamna Merkel a fost în Bundestag și face acest lucru de fiecare dată înainte să plece. Vreau să vă anunț că singurul, mă rog, sunt doi președinți care participă la Consiliul European, președintele Ciprului, care nu are prim-ministru deloc, și președintele Franței, unde primul ministru este numit de către președinte direct. Dar și domnul Hollande merge în guvernul francez și în parlamentul francez să discute despre asta. Domnul președinte Băsescu trebuie să învețe, să reînvețe, de fapt, după 2008, că guvernul și parlamentul nu sunt angajații domniei sale și că are o anumită obligație. Și, uite, a învățat de data asta. Ne-am consultat chiar și la Bruxelles, după cum știți foarte bine, am avut poziții comune și e spre binele României acest lucru. Poftim? Păi, omul a înfrânt. Adică, a negociat în sensul că nu s-a ajuns la niciun acord. Da? Din partea cui? Arădeu. Arădeu, nu știu dacă o să mai existe atunci când vor fi alegeri prezidențiale. N-am în sensul acesta o preferință. Neamțu? Dacă nu, dacă nu voi avea un contracandidat... Îl dau eu de la Gorj, îl pregătesc, acum îl antrenez și... Dacă nu voi avea un contracandidat puternic, ceea ce mă îndoiesc. Dar dacă nu voi avea un contracandidat puternic, o să tac. Da. Nu? Eu îi pregătesc contracandidatul, acum îl antrenez. Eu cred următorul lucru, că dacă vorbim de alegeri prezidențiale și le gândim normal, adică 2014, da? Presupunem că maiașii s-au înșelat, presupunem că descrierea așa de prietenoasă pe care domnul Ponta o face comportamentului unui Băsescu reeducat e adevărată. Presupunem, Doamne ajută, că lucrurile sunt normale. În 2014, până în 2014 este multă vreme. Vedeți foarte bine densitatea dinamicii evenimentelor politice. Gândiți-vă numai pentru că ne apropiem de sfârșitul anului câte s-au întâmplat din ianuarie acest an și până acum. Schimbări spectaculoase, tulburări de tot felul. Este greu de estimat. Eu însă, care cred în democrație și cred în piață, inclusiv în domeniul electoral, e greu să-mi imaginez niște alegeri prezidențiale cu un singur candidat semnificativ. Pot apărea, opiniile sunt totdeauna împărțite, va fi competiție, vă asigur, și probabil deci că veți asculta un discurs hotărât din partea mea. Ne cerem scuze și ne mai vedem